ACS Volei Cristina Pârv Turda avea nevoie de o victorie cu 3-0 sau 3-1 pentru a continua lupta până la finalul campionatului cu CS Dacia Mioveni pentru salvarea de la retrogradare. Gazdele și-au adjudecat primul set cu scorul de 25-17, punând presiune pe formația argeșană. Următoarele două seturi extrem de importante au fost foarte disputate. Ambele au fost câștigate de CS Dacia cu 25-23 și 26-24. Al patrulea set practic nu a mai contat pentru clubul patronat de fosta mare jucătoare Cristina Pârv, astfel că a fost luat tot de miovenence cu scorul de 25-17. CS Dacia Mioveni a deplasat la meciul decisiv un lot restrâns format doar din 9 jucătoare. Braziliencele Roberta Pereira da Silva Gomes și Ingrid Felix Bernardes Ferreira, muntenegranca Ana Velikovic, sârboaica Sara Rankovic și româncele Mihaela Dumitru, Angelica Podină, Marilena Puică, Gabriela Panait și capitanul echipei Adina Stanciu. Felicitări echipei și staffului tehnic. Dedicăm rezultatul primarului Ion Georgescu, cel care ne-a susținut permanent și care astăzi își serbează ziua de naștere. Hai Dacia Mioveni! A fost mesajul conducerii clubului la finalul partidei, care a consemnat evitarea retrogradării.